Macron, discurs istoric în Parlamentul European, nu vreau să fac parte dintr-o generație de somnambuli. Președintele francez Emmanuel Macron a pledat marci, la Strasbourg, într-un discurs rostit în fața Parlamentului European, apărarea în mod ferm a unei suveranități europene reinventate în fața tentației autoritare în unele țări ale Uniunii Europene, relatează AFP, conform Ager Press. Vreau să aparțin unei generații care a decis să sublinierei apere ferm democrația. Nu voi ceda niciunei fascinații pentru regimurile autoritare, a spus Macron în discursul său. Nu vreau să fac parte dintr-o generație de somnambuli, a adugat el. El le-a cerut europenilor să sublinierei apere modelul de democrație liberal în fața regimurilor autocrate, încre subliniere tere în întreaga lume sublinierei a democrațiilor liberale din interiorul Uniunii Europene, menționează Reuters. În fața autoritarismului, răspunsul nu este democrația autoritară, ci autoritatea democrației, a declarat Macron în fața Parlamentului European, o referire voalat la guvernele din Polonia, sublinierei Ungaria. Emmanuel Macron, gest de front la adresa lui Bashar al-Assad. Îi retrage cea mai înaltă distincție francez. Emmanuel Macron a propus de asemenea crearea unui program european pentru a finanța colectivitățile locale care primesc refugiați pentru a desubliniere și dezbaterea a prins privind cotele de alocare în cadrul EU. Propun să se creeze un program european care să sprijine financiar sublinierei direct autoritățile locale care primesc sublinierei integrează refugiați, a declarat Macron în discursul rostit în fața Parlamentului European. Presubliniere din Telecomisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat marci angajamentul presubliniere din telui francez fac de Uniunea Europeană. Doresc să mi exprim emoția sublinierei prietenia, când îl aud pe presubliniere din tele francez adresându-se în acest mod. Adevărata Franc s-a întors, a declarat Juncker în Parlamentul European, după discursul rostit de Macron.